Bună și ne-am găsit la un nou videoclip la mine pe canal. Astăzi am revenit cu un haul, de fapt cu un unboxing de la Notino, pentru că cei de la Notino au avut o ofertă, transport gratuit toată săptămâna asta. Bănuiesc că mai puteți profita de ea pentru că e toată săptămâna și eu am de gând să postez clipul ăsta joi, așa că puteți să profitați și voi de ofertă. Înainte de a trece la subiect, vreau să vă zic ce port pe buze și stați că mi-am dat seama că nu l-am adus. Efectiv, nu-l mai găsesc, nu știu pe unde l-am pus, dar este rujul lichid de la Zoeva în nuanța Faint of Heart. Un ruj pe care l-am tot purtat în clipurile mele, deci probabil știți. Am dat comanda, cred că luni și-a ajuns azi, miercuri. Și nu mă așteptam, pentru că acolo când am dat comanda scria că o să ajungă undeva între joi și vineri și când am primit mesaj de la curier am zis wow. Am scos produsele din majoritatea din pungulițe ca să nu mai forne și am deschis deja coletul care se află lângă mine și haideți să le luăm pe rând și să vorbim despre ele. Așa, avem un gel de duș de la Dermacol Aroma Ritual Stress Relief Shower Gel cu struguri și lime. Arată așa. Vreau să vă zic că miroase. Deci m-am dat un pic pe mână, a rămas mirosul evident și e divin. Combinația asta este magică și mă bucur foarte mult că am luat și săpunul de mâini. O să meargă super. Legat de prețuri, acesta cred că a fost 11 lei. Oricum o să vă pun pe aici pe undeva prețurile la produse, la ce nu mi-aduc aminte. Și după cum am zis, am luat și gelul de duș Dermacol Aroma Ritual, la fel cu struguri și lime. Miroase absolut delicios, deci de-abia aștept să-l duc la baie. Eu am mai avut și încă mai am gelul duș ăsta la Dermacol cu scorțișoară și miroase divin. Mi-aș lua toate produsele de baie de la Dermacol, miros foarte bine toate. Apoi am luat de la Bielenda o cremă depilatoare. Arată așa, sunt curioasă cum miroase, pentru că știu că astea, bine sigilat evident, știu că astea miros cam nașpa, dar eu da, miroase cum miros cam toate. Nu știu dacă are ceva aromă specială sau pentru că scrie în altă limbă, dar văd că zice aici că trebuie să o ții 5 minute și o să ai o să-și facă treaba. Eu mă fac doar cu cremă depilatoare, nu suport durerea provocată de epilare asta, ori cu ceară, ori cu nu, nici să n-au. Pentru că mi s-a terminat tonerul de la Viva Natura, am zis că am nevoie de ceva, ori un toner, ori un spray, ori o apă termală pe care să o folosesc înainte de aplicarea serului cu hialuron, cu acid hialuronic de la Revolution. Așa că am luat un produs de la Revolution, se numește Super Fluid Replenishing Essence Spray. Este un spray cu extract de afine, arată așa, miroase și asta foarte mâncabil, superb. Și sunt curioasă cum spreiază. Avea aici, este, o să o dau jos, ia să vedem. Ah, super, miroase foarte bine. Și având în vedere că serul meu este tot de la Revolution Skincare London, am zis să iau și spray-ul ăsta tot de la ei, deși erau și de la alte firme care m-ar fi încântat. Apoi, am vrut să-mi iau dischetele de tipul acela reutilizabil, dar nu mai erau pe stoc, așa că am luat o mânușă, Makeup Removal Glove. Arată așa, de la Notino, scrie pe reusable, washable, sustainable și haideți să vedem cum e. Oh my god, e roz, adică eu am ales-o, vai cât de finuță e, oh my god, pentru că eu folosesc foarte multe șervețele umede, foarte multe dischete și m-am gândit că o chestie genul ăsta m-ar ajuta, sunt foarte curioasă, este
foarte fină. Vine să... A, doamne, deci e super, super fină. De-abia aștept să văd cum are și de agățat, cum o să mă descurc cu ea. Și, nu știu, poate pe viitor o să-mi cumpăr și acele dischete, dar v-am zis, nu erau pe stoc și ce era pe stoc mi se părea mult prea scump. Adică văzusem la ei că erau 3 dischete în astea de la Nortino cu 23 de lei sau ceva de genul ăsta și acum nu mai erau acelea în stoc, mai erau altele. La fel, erau 3 și cred că era și o mânușică sau nu mai țin minte și aia costa 70 ceva, 90 ceva de lei și am zis că e mult prea scump și am zis pas. Iar acum... O să trecem la un lucru care pe mine m-a șocat, n-am văzut. Mi-am luat o protecție solară care arată așa. Deci, vedeți cât de mică e? Adică am văzut când am cumpărat-o că are doar 30 de mililitri, dar nu mă așteptam să fie atât de mică. Este de la Vichy, Ideal Soleil 50, așa, ultra... Sunt curioasă cum... cum este. Cred că trebuie să o agiți. Nici nu știu. E foarte lichid. Foarte light așa. Văd că nu lasă aspect albicios. Și văd că intră destul de repede în piele. Are mirosul ăla de protecție solară. Dar da, o să vedem cum mă descurc, cum mă împac el de fapt. Și ce mi s-a părut super interesant este că la achiziția acestui produs am mai primit încă un produs tot de la Vichy. Ideal Soleil este Soothing After Sun Milk și dați să vedem. A, bine sigilat, evident. Ok. Oricum o să vă țin la curent cu toate produsele, cum mă împac cu ele și așa mai departe. Ia să vedem. Sunt curioasă dacă are miros. Are un miros, dar nu știu dacă zici că e o combinație între spirit sau de a... Mixtură din aia mentolată, o să trebuie să mă alea ingrediente, nu știu ce ingrediente are. Da, văd că are alcool pe locul 2. Da, oricum mi s-a părut drăguț din partea lor, nu știam că au oferta asta și m-am trezit cu el când am comandat. Și mai am un singur produs să vă arăt, adică produse, de fapt o mostră. De la parfumul C, puteai să-ți alegi o mostră, mi-am ales C, Giorgio Armani și haideți să vedem. Miroase, pentru că nu cred că l-am mirosit vreodată. Seamănă cu un alt parfum pe care l-am mai mirosit eu. Cu un parfum de la Narici, dacă nu mă înșel. Da, seamănă un pic cu L'Extase de la Narici, dacă îl știți. Mă duce cu gândul la el. Dar, da. Asta a fost toată comanda mea. Mă bucur foarte mult că mi-a venit prosat de vreme. Abia aștept să le folosesc și să vă zic părerea mea despre ele. Asta a fost de clipul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un mare, mare like, un comentariu, să vă abonați, să apăsați pe clopoțel pentru că este foarte important să fiți notificați atunci când postez. Iar pe următorul videoclip să ați o zi superbă. V-am pat! Pa!